Campania de verificare pentru toate spitalele din țară va începe în martie anul acesta. Timp de mai bine de câteva luni de zile, inspectorii sanitari vor merge prin unitățile spitalicești pentru a consemna în actele oficiale toate neregulile pe care le vor găsi la fața locului. Datele centralizate vor ajunge la Ministerul Sănătății în cel mai scurt timp pentru a putea fi luată o hotărâre în vederea remedierii problemelor constatate. Începând cu data de 1 martie și până data de 31 mai, se vor desfășura la nivelul județelor, respectiv și la nivelul județului Mehedinți, o campanie de controale la nivelul unităților sanitare spitalicești. În intervalul de timp 3 martie, 22 martie, vor fi controlate de către inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică doar spitalele orășenești și spitalele municipale, iar începând cu data de 24 martie până la 31 martie, vor fi controlate spitalele județene de urgență. Pentru spitalele orășene și municipale se va înainta un raport asupra controlului până în data de 5 februarie, iar pentru cele județene și institutele medicale, rapoartele vor fi înaintate până în data de 7 aprilie. Principalul scop al acestor activități le reprezintă creșterea calității serviciilor medicale, dar și stimularea celor responsabili cu gestionarea activităților din spitalele respective de a crea un loc care să ofere condiții de calitate pentru tratarea pacienților. Campania de vaccinare antigripală sezonul 2013-2014 s-a desfășurat și se desfășoară și în momentul de față. Pentru săptămâna analizată, respectiv 27 ianuarie, 2 februarie, din vaccinul existent au fost administrate peste 180 de doze și în perioada discutată, la medicii vaccinatori au mai rămas un număr de 77 de doze de vaccin antigripal. Doze care sigur vor fi administrate în continuare persoanelor care se identifică la grupele de risc înalt de infecție cu virusul gripal. În paralel, în Mehedinți, continuă campania de vaccinare a pacienților pentru a fi protejați de bolile specifice sezonului rece. Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate de la începutul acestei campanii de imunizare și până în prezent.